Cel mai rece continent din lume este de asemenea și unul dintre cele mai misterioase locuri de pe planetă. Pe cât de plin de secrete este, pe atât de unic. Spre deosebire de majoritatea destinațiilor din lume, nu poți ajunge aici cu un simplu zbor de linie. Dacă nu ești un cercetător de elită sau un pinguin imperial, explorarea Antarcticii este interzisă. Chiar dacă ai putea mult succes în combaterea temperaturilor reci ce îți pot produce degerături, temperaturi ce pot ajunge până la minus 90 de grade Celsius. Dar de ce este interzisă Antarctica și de unde vin regulile acestea? Puneți mânușile alea groase de iarnă și hai să aflăm. Până pe la mijlocul secolului 20 nu prea știa mai nimic despre Antarctica. Apoi, un amiral de marină american pe numele său Richard Byrd Jr. a schimbat totul. Și înainte să te grebești să-i ceri lui Moș Crăciun cadouri, reține că Antarctica este la polul sud. Antarctica înseamnă Sud-Arctica sau mai pe scurt polul sud. Are sens ce spun? În fine, care era treaba lui Byrd? Pe lângă faptul că a descoperit regiuni imense de gheață, o faună foarte diversificată și condiții vitrege pe care nu le mai văzuse niciodată, ce altceva a mai găsit în Antarctica? Deși este încă învăluit în mister, mulți oameni cred că Byrd a descoperit urmele unei civilizații ce trăia în subteran, civilizație ce purta numele de Agartha. Vă lăsăm aici o hartă să o verificați mai în amănunt. În 1957 și în 1958, o mulțime de țări și-au zis, știi ce, ne plac lucrurile găsite în Antarctica și ne-ar plăcea și mai mult să protejăm Antarctica. Așa că Tratatul Antarcticii a fost semnat. Ce înseamnă asta mai exact? Păi, înseamnă că cercetătorii și oamenii ăia de știință ultra-deștepți se pot aventura în acest râm misterios și rece doar cu scopul clar de cercetare. Dar noi restul, există excepții, desigur. Putem normal să ajungem în apele Antarcticii pe un vas de croazieră. Putem să călcăm și pe pământul Antarcticii de asemenea? Teoretic, da, există câteva locuri unde se poate debarca de-a lungul coastei, dar comparativ cu masa continentului nu reprezintă nici măcar o frimitură din acesta. Tratatul mai reglementa de asemenea și faptul că nicio națiune nu putea deține Antarctica singură. A fost astfel împărțită între următoarele 7 națiuni: Argentina, Australia, Chile, Franța, Noua Zeelandă, Norvegia și Regatul Unit. Ok, deci știm că nu avem voie să ne plimbăm prin ținuturile degerate ale Antarcticii, dar din ce motiv anume mai exact? În primul și în primul rând este interzis pentru că vrem să protejăm mediul, de fapt are și sens. Extrema sudică a planetei este un loc ce dă pe afară de biodiversitate. Există specii pe cale de dispariție, munți subterani, da, ați auzit bine, cascade de culoarea sângelui și chiar vulcan ce scuipă aur lichid. Dar oricât am vrea să ținem mediul nostru înconjurător iubit și protejat, am interzis aceste locuri și pentru propria noastră siguranță. Temperaturile pot coborî până la minus 90 de grade Celsius. Pentru cei mai mulți dintre noi, protejarea mediului, dar și a ființelor umane, este de ajuns. Totuși, pentru unii mai sunt și alte motive. Acești oameni cred că în spatele zidurilor de gheață se mai petrec și alte lucruri misterioase. După cum vedeți și în poze, întreaga Antarctică se poate vedea chiar și pe Google Maps. Așa că dacă ceva suspect s-ar petrece aici, ar trebui să fie destul de bine ascuns. Poate această structură imensă ce se aseamănă cu fața unui extraterestru este o dovadă a lucrurilor misterioase de aici. Nu vom detalia foarte mult alte teorii ale conspirației, deja am vorbit despre ele într-un alt videoclip, dar vă putem spune pe scurt că ele includ o presupusă fortăreață ascunsă folosită în al doilea război mondial sau chiar o civilizație străveche ce ar fi putut trăi aici. Și desigur, unii cred că este un portal spre sfârșitul lumii, asta pentru că planeta este plată. Sigur. Ok, deci ce s-ar întâmpla mai exact dacă am încercat să vizităm Antarctica? Dacă încalci regulile, pregătește-te să primești amenzi ce pot ajunge până la $10,000, chiar și un an de închisoare pentru fiecare regulă încălcată. Sunt o mulțime de reguli, iar majoritatea se referă la prezervarea și protejarea animalelor sălbatice. Dar stați puțin, dacă nimeni nu guvernează practic zona, cine ne-ar pedepsi mai exact? Păi depinde de unde ești. Conform Tratatului Antarcticii, orice regulă și lege încălcată în Antarctica va face ca persoana ce a încălcat-o să fie judecată în țara de proveniență. Dar ce faci dacă o vizitezi doar ca un turist dintr-o țară ce nu a semnat tratatul? Ei bine, în cazul acesta, țara în care este înregistrată nava sau aeronava care te-a adus până aici devine responsabilă cu judecata ta.
iar capitanul vasului sau comandantul avionului pot avea control total sau temporar asupra ta. Antarctica nu este doar o zonă unde este interzis să mergi, dar de asemenea, spațiul ei aerian este interzis, așa din cauza legislației ce a fost introdusă în anii 80 de către administrația Reagan. O lege a fost promulgată ce spunea că niciun avion, indiferent de locul de proveniență, nu are voie să fie la mai puțin de 60 de minute distanță de orice aerodrom din regiune. Din moment ce infrastructura de la Polul Sud este aproape egală cu zero, ar trebui să eviți cam orice din motive de siguranță și securitate. Desigur, aceste reguli afectează zborurile comerciale. Avioanele charter pot ateriza aici ca să aducă resurse echipelor de cercetare ce se află în Antarctica. Numărul cercetătorilor care se află pe continent este de aproximativ 4.000 vara și 300 iarna. Deși în general viața aici este cam monotonă și plictisitoare, sunt câteva activități și facilități. La stația McMurdo din Antarctica poți găsi o cafenea, un oficiu poștal, un magazin și două bancomate. Din păcate, nu toți cei care se duc în Antarctica se mai și întorc. De-a lungul anilor au fost descoperite multe cadavre sub gheață, iar unele nu au mai fost găsite niciodată. În schimb, se estimează că numărul victimelor acestui continent înghețat este de ordinul sutelor. Asta e tot pentru astăzi. Crezi că mai sunt chestii ascunse acolo despre care nu știm? Lasă-ne părerea ta în comentarii. Nu uita să apeși pe subscribe pentru a nu rata niciun viitor filmuleț postat de noi.